seara, sunt Natalia Cheptenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Omorul lui Sergiu Velicco rămâne un mister. În ediția precedentă i-am auzit pe 4 din cei 5 învinuiți de această crimă groaznică, dar și pe principalul martor din dosar. Multe dintre afirmațiile lor trezesc suspiciuni. A fost sau nu Sergiu Velicco în curtea casei lui Anatol Gorban? Să fi fost bărbatul ucis acolo? Sau totuși Sergiu a ajuns în acea noapte la iazul din sat? La acestea, dar și la alte întrebări, vom încerca să găsim răspuns astăzi. S-a urcat Ilie în microbuz. Ce ne-a rămas în curte? Numai eu cu Tolea. Numai voi doi ați rămas. Nu a mai rămas nimeni? Dar zi-mi, te rog, pe acest Sergiu Velicco, tu îl cunoșteai? Nimeni nimic nu a văzut, nimeni nimic nu spune, nimeni nu s-a certat, nimeni nu s-a bătut. Vițica și aia scoasă, vârâtă înapoi, cu tot, cu boxe, cu... Eu nici nu l-am văzut. Elena, eu am să te opresc în acest moment, pentru că ceea ce spui tu diferă de ceea ce ne-a povestit Maria și soțul ei mai devreme. Dumneavoastră, vă pierdeți în mărturii și sunteți tare, foarte mult încurcată. Tu minți și e vizibil. Ai putea să vezi soarele după gratii. În platou am auzit mărturii care au trezit mai multe dubii decât au oferit răspunsuri, în special cele spuse de către Maria Gorban. Anatolie Vieru i-ar fi comunicat că noaptea aceea l-ar fi alungat de la Iaz de 2 ori, că în noaptea aceea totuși ei au fost la Iaz. Precum și au văzut că îl băteau pe Velicco Sergei. Așa ceva, că vreodată cum a ajuns la ea? Haideți la catedrală și puneți icoană, mână, dam la catedrală, și noi am spus, pun mâna, că nu-s vinovat, n-am făcut așa chestii. Din spusele lor, de-a mâi erau spus că acum, când noi l-am chemat pe dânsul, să ne ajute să scăpăm de corp. Echipa noastră a mers din nou în satul Coșcalia, iar cei ce am descoperit ar putea schimba soarta celor 5 învinuiți de omorul lui Sergiu Velicco, dar și a altor persoane. În această seară veți auzi ce spun ceilalți bănuiți din dosar și veți afla unde se află ei acum. Totodată, aflați cum răspund oamenii legii la solicitările noastre despre mersul lent al anchetei, cât și despre presiunile care s-ar fi făcut asupra principalului martor din dosar în timpul audierilor. Pe de altă parte, i-am propus Elenei Gorban să treacă testul la detectorul de minciuni. Dacă minte sau nu, vedeți în această seară. Oamenii legii au cercetat mai mult de 20 de persoane în dosarul morții lui Sergiu Velicco. În atenția polițiștilor au ajuns vecinii, prietenii, cunoștințele și mulți dintre cei care au vorbit sau l-au văzut pe bărbat în ziua în care a dispărut. Totuși, până acum, nimeni încă nu este pedepsit. Abia la 2 ani de la omor, 5 bărbați au fost învinuiți de crimă și doar unul dintre ei se află la penitenciarul numărul 13 din capitală. Alți 3 sunt în arest la domiciliu și încă unul este cercetat în libertate. Cu toții își neagă vina. Rudele lor afirmă într-o voce că dosarul este fabricat. Maria Gorban, soția unuia dintre acuzați, mama a 6 copii, a inițiat propria ei anchetă. Femeia susține că adevărații ucigași ar fi fost cercetați de polițiști, dar au scăpat. Cine sunt ei și ce povestesc despre moartea dubioasă a lui Sergiu Velicco, aflați în câteva momente. Maria Gorban, dar și rudele victimei au venit din nou în platoul nostru. Să-i salutăm! Bună seara, doamna Zinaida, Stanislav, Maria, mă bucur să vă revăd din nou în acest platou. Maria, către tine va fi prima întrebare. Vreau să-mi spui la ce a dus ancheta ta proprie pe care ai pornit-o, la ce concluzie ai ajuns? Din câte am citit din dosar, sunt 2 concluzii. Că ar fi omorât, că a avut amantă de rudele amantei, sau că ar fi omorât la Iaz. Asta chiar din dosar ai citit. Chiar din dosar. Erau versiunile anchetatorilor. Da, erau versiunile anchetatorilor și chiar după ce a fost omorât Velicco Sergei, au fost suspecți, dar din ce motive au ieșit ei fără suspiciuni, nu cunosc. De ce nu ne-ai spus despre asta în ediția precedentă? Am vrut să mai vorbească cineva, dar văd că toți tac. Dar cineva trebuie să vorbească, cineva trebuie să scoată adevărul la față. Bine, hai să o luăm pe rând. Deci tu spui sau tu crezi că Sergiu ar fi avut o amantă care ea, la rândul ei, ar avea motive să-l omoare? Chiar ea sau... Nu, eu cred că ajutorul rudelor, fiindcă a fost suspect chiar cumnatul ei, adică Velicco Sergei a avut o relație cu vecina
unde locuia mama sa. Și a fost suspect cumnatul ei. Polițiștii au găsit urme de sânge, la care nici în seara, adică timpul respectiv, el nici nu parcase mașina acasă, el o lăsase la vecini. Foarte straniu, pentru că el trăiește de marginea satului. Nu a satului, dar este de o margine unde tot stadionul e... liber. Da. Adică poți să parchezi. De ce a parcat el mașina la vecini? Asta e o întrebare. Am să te întrerup în acest moment pentru că vreau să o întreb pe doamna Zinaida. Dacă dumneavoastră știați că Sergiu, fiul dumneavoastră, ar fi avut o relație cu vecina? Asta a fost cu mult. Aproximativ, nu pot să spun, dar undeva vreo 2 ani. Deci dumneavoastră știați? A mers o veste. S-a ajuns la urechile mele. Așa. A stat de vorbă cu dumnei ei. Eu personal. Nici da, nici nu. Nici asta e. Pe urmă a stat de vorbă cu Serioja. Dumnezeu să-l ierte. L-a rugat frumos. I-am spus, nu ești tu primul, nu ești tu ultimul. Sunt așa cazuri. Dar spun că e periculos și ei și faci tu. Te rog frumos, nu spune viața în pericol, nici a ta, nici a lui. Pentru că Serioja Turcan, tu știi cât e de zdravă și ca când suntem pe o casă unde noi trăim deci acum. Deci dumneavoastră cunoșteați foarte bine această femeie, această doamna familie, Natalia, asta a fost, așa, o veste care a ajuns la urechile bine, mele. Bine, pe ei cunoșteați, pe vecină, dar nu dacă era vecină. La el se duce atât timpul pe la lucru, Serioja, Serioja. Ea măritată, cu bărbat. Și, da? Mă rog, e peste drum vecină, trăiau tare bine, mai încolo o vecină. Dar Sergiu deja era însurat? Nu, Serioja nu. Încă nu Serioja era. A trecut o perioadă când s-a însurat. Dar a fost cu mult până în soare și cu mult până la tragedie. Și eu... credeți că s-a consumat deja după ce s-ar fi însurat Sergiu? Asta nici nu se discută. El haideți atunci, să vedem la moment, ați a terminat relația când a stat eu cu dumnealui, cu dânsul de vorbă. Să vedem cine ați povestit despre asta mai devreme. Atenție. Eu am spus lui, zic, termină și gata. Eu când am auzit, am stat de vorbă, ea ca Dumnezeu să-l ierte cu dânsul. El nu era însurat, nu nimic. Și eu i-am zis, Serioja, în primul rând, tu trebuie să te gândești. Tu știi și bărbata are Aliona. Zic altceva de nică. Dar eu 100% dacă se descoperă adevărul, pe tine și pe dânsa, vă mântuie, Serioja. Înțelegi? Eu așa am zis vorba asta. Ea. Te rog frumos, încetează și nu mă găsești. Și pe urmă, ca când s-o terminat relația. Doamna Zinaida, dar la ce vă refereați? Că dacă află soțul tău, vă mântuie pe amândoi. Eu... ar fi fost în stare soțul femeii să-i facă ceva rău? Măcar că suntem vecini. Am o trasatură de caracter, mă uit în ograda mea, n-am nevoie de prin prejur. Da, dar totuși ați scăpat această fost legat cu mine, dar eu știu că el, ca tare așa s-a auzit iar așa o mărs, tot atât, nu când cu Serioja, că el tare e jelos. Și odată o bătut-o pe dânsa într-așa fel, că a fost nevoit vecinul să sară gardul și că el de-a furcat din urma ei. Asta a fost un caz într-un an înainte de Paștele Blăjenului. Și spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, acum, ce credeți? Iată, sunt atâția ani, deja al treilea an de când Sergiu e în mormânt. Da, bărbatul ăsta, vecinul, nu putea chiar el să o facă? Vă spun că relația s-a terminat vreo 2-3 ani. Da, dar poate nu s-a terminat atâta timp. De ce Sergiu a sunat-o în ziua ce e pe vecina voastră? Eu știu că el l-a sunat-o, dar l-a sunat pe... A sunat la dânsă că dacă... Tot era... Dumneavoastră știați că el a sunat-o din nou pe această femeie? Pe parcurs, când am Serioja a dispărut, a fost așa o versie că el, ultimul sunet din telefon al lui Serioja, a fost la dânsă. Și el, cu vreo 12-14 ani mai mic ca Serioja, dar cum Serioja venea acasă, parcă era, nu știu ce n-are pentru dânsul. Fișorul, perechea asta care... Se spune că el a avut relații cu dânsa.
Maria, spune-mi, te rog, acesta este singurul detaliu care te face să crezi că ar fi implicată această vecină a doamnei Zinaida în omorul lui Sergiu? Nu. Adică în ziua respectivă ei s-au sunat, da, motivând că a cerut numărul. Foarte suspect, au trecut detectorul, au făcut percheziții și așa, repede, și au tăcut toți, adică... Era și cumnatul implicat, cumnatul acestei... Da, eu despre cumnatul și povesteam că a lăsat mașina la vecini, a fost găsit urme de sânge. Dar unde erau găsite urme de sânge? În mașină. El m-a motivat că a fost în noaptea aceea la vânătoare. Poate a fost la vânătoare, că nu mai sunt judecător sau Dumnezeu să. Și tu ce crezi? Ce motive ar avea cumnatul să-l omoare? Probabil a auzit despre relația cu Sergiu și cu... Și... Așa... Și-a decis să-l răzbune pe fraxul? Probabil să răzbune. El, adică, a fost colaborator de poliție... 1 minut și 42 de secunde, atât a durat conversația dintre Sergiu Velicico și vecina sa. Potrivit expertizilor, apelul a fost înregistrat la ora 15.43, atunci când Sergiu s-ar fi pornit de la Chișinău spre Coșcalie. Ce motiv ar fi avut bărbatul să o sune pe vecină, aflăm de la soțul ei, întrucât femeia nu a vrut să discute în fața camerelor. Atenție la ecran. Noi eram primii suspecți. Da, am fost purtați noi, la ora 7 dimineața, unii tătări. Poliția ne-a sculat, eu nici nu știu. Și la scaunul de minciune am fost peste loc, am fost purtați vreo 2-3 luni. A, nu eu, soția cu ușor. Prin căs mi-a întors căsile, cred, pe dos, prin pot și prin mașină și prin... Căutau piete de sânge, chestiile astea. Pe foaie era scris că... Adică au fost bătut, ușiți de fratele meu cu soția în privința băiatului meu. Au fost în casă, au fost de astea. Microfoane, nebunii, eram ascultați, era pe urmă să ceru voie, să le dau voie să le scoate. Așa și a fost când am venit acasă, eu n-am fost acasă atunci când s-a întâmplat cazul ăsta cu dâns. Adjunctul comisarului din Căușeni, am uitat cum e familie, a spus că tu nici nu știi și a fost între dâns și așa ea, da, ceva eu a avut de atâta și ei l-au ucis și așa. După câteva minute de la această discuție, la poartă a apărut și femeia. S-a hotărât să ne povestească în ce relație era cu victima omorului, dar și cum a ajuns ea printre primii bănuiți de omorul bărbatului. Atenție la ecran. Dar să-mi guștiți pe și-a trecut loc. Îi mai trebuiești probleme? Întrebați-l pe soțul, noi nici nu putem să dormim. Nici nu l-am văzut, nici n-am auzit, el a intrat în sat. Nimeni, nu știu, de mahală și nu a auzit o idee. Deniază a sunat, noi am venit cu băietul de la Prășit. Și el deniază a sunat și a întrebat numărul la vecini. Dacă îi avem, că a spus că el s-a schimbat ceva numărul nou și nu i-are în contact. Și eu i-am spus, zic eu nu l-am pe alu nimeni, zic ea că băietul poți să-l dai, că noi am venit de la Prășit și pe urmă ne-am culcat și ne-am odihnit o lecuță. Și asta a fost tot cu vorbirea, că acolo doar lor li s-a arat cât încum am vorbit și a spus că și mai iau încă și convorbirile care le sunt. Scris, cred. Dar cum? Dar puteți? Am fost amândoi, am fost împreună și am trecut ăsta. Da, au fost că, hai, spune, recunoaște, că așa și așa și a să vă închidă. Dacă n-ai să recunoști, am așa, a să vă duc așa pe vreo 15 zile și a să vă închidă. Dar pe cumnatul dumneavoastră tot l-au chemat. Din spusele lor, de-a mâi erau spus că acum când noi l-am chemat pe dânsul, să ne ajute să scăpăm de corp. Ei, dar pe ăsta, ideile lor așa au venit din cap repede, mai repede spre ele pe mâini și... Spui oamenii nici nu vieți. Că ar fi existat o relație între dumneavoastră și Sergei Velicico. Asta eu vă spun că el a fost la noi și a făcut reparații. Și a făcut reparații pe mai mult timp. Și știu lumea și eu mai spus. Noi ne-am dus de multe ori. Nu că de multe ori, de vreo 2-3 ori. Pe la Căușeni împreună eram și alegem materiale. Și încă i-am spus lui Sos, zic, ne-au văzut în oameni din sat, zic, și nu știe și ori înțelege. Chiar e foarte urât și e foarte... Murdar tătia este ea. Cum m-am depășit, de-am nici nu vreau să ne amintesc. Dacă întrebați-l pe sos, nici noaptea nu mă putem odihni, nici avem probleme și cu băietul, spăries și el. A este nimeni nu ne le întoarce înapoi, absolut nimeni nu ne le întoarce. Sănătatea stricată și probleme create și în familie probleme. Poți mai și că n-am avut probleme, soțul m-a înțeles destul de bine. Asta undeva după ce am făcut detector de mișiune. Și apoi ne-au mai chemat într-o zi acolo. Da, ne-au mai chemat tot în ziua și ea când am făcut detector, ne-au mai chemat în altă parte. Și că acum s-a cerut scuze de la noi și ne-au întrebat cam și surse mai sunt pensate și să mai aude și să mai... Da. Și acum a venit acasă și s-a cerut iertare de la noi.
Eu cunosc din practică mai multe situații când organul vrea să convingă, adică suspecții aveau în direcția unui bănuit, precum că a săvârșit o infracțiune deosebit de gravă, dar nu erau siguri, adică probii erau foarte puține în privința lui și, să zicem, au apelat la ajutorul specialistului cu poligraful, în care, după ce s-au convins din răspunsurile date, chipurile au fost și eliberați de sub urmărire penală. Și asta înseamnă că anchetatorii cumva au abandonat această versiune. Da, eu m-am mai expus odată și vă spun încă o dată acum, codul de procedură penală o asemenea probă nu presupune. Nu există în cod o asemenea probă cum ar fi poligraf. Dar cum vi se pare versiunea în general, asta pe care iată cumva o susține și Maria, îi se pare mult mai credibilă? E foarte straniu. Eu când am auzit chiar de la început, vreau să vă spun că Santa Barbara în Moldova de Haid. Mai apare temeiuri la cineva de conflict cu victima în situația dată. Ar trebui de cercetat și de examinat toate posibilele versiuni cu privire la careva temeiuri. Astăzi discutăm din nou despre prima îngrozitoare din Coșcalia, Căușeni. În vara anului 2018, Sergiu Velicicu a dispărut, iar 5 zile mai târziu a fost găsit de fratele său mort într-o groapă pentru leșuri de pe marginea satului. Bărbatul a avut o moarte cumplită, fiind chinuit groaznic înainte să-și dea suflarea. Abia peste 2 ani, oamenii legii au reținut 5 persoane pe care le-au învinuit de omor. Asta după ce soția unuia dintre învinuiți ar fi depus mărturii. Aceasta însă afirmă că a fost impusă de polițiști să dea declarații false. Ea a trecut testul la detectorul de minciuni, rezultatele căruia le vom anunța în această seară. În același timp, soția unui alt învinuit, care își crede bărbatul nevinovat, a decis să pornească propria ei anchetă și a ajuns la câteva versiuni. Potrivit ei, în ultima zi din viață, Sergiu Velicicu a vorbit la telefon cu o vecină care i-ar fi fost amantă. Cumnatul și feciorul acestei femei aveau motive clare pentru a-l omorî pe Sergiu, spune soția învinuitului. Femeia suspectată, la rândul ei, afirmă că a fost supusă unui test la detectorul de minciuni, care i-ar fi demonstrat nevinovăția. Totuși, o întrebare rămâne deschisă. În ziua crimei, Sergiu s-a pornit la pescuit. Ar fi ajuns oare la iazul din localitate sau nu? În câteva clipe vom auzi un martor care spune că știe pe unde ar fi trecut victima în acea noapte fatală. Maria, despre cealaltă versiune acum. Tu spui sau tu ai aflat că Sergiu totuși ar fi ajuns la iazul din sat în acea noapte? Da, tot din dosar am citit că Iulia Talcan a dat mărturii că în seara, adică în seara respectivă, pe urmă i-a spus Anatole Vieru că a fost el la iaz și l-a alungat, pentru că ei se sunau mai des, erau vecini, trăiau, adică erau în relație. Cine este Iulia Tăltan și cine este Anatole Vieru? Anatole Vieru este proprietarul iazului. În ziua respectivă s-a mai cumpărat un miel, acolo s-a făcut cicambic. Ce s-a mai făcut? Seara în ziua când ar fi fost ucis Sergiu. Velicicu Sergei, da. A fost o petrecere, un chef da, la iaz. Da, acolo au fost prezenți mai multe persoane la care s-a tras și năvodul. Noi l-am găsit pe fermierul care ar fi adus un miel în acea seară la iaz. Hai să vedem ce își amintește acest fermier. Atenție! Și în juchetă, eu în curlan și l-am dus la iaz. Noi am stat oleac și apoi ne-am dus, că au fost și moșul cu mine. Așa. Și ne-am venit la fermă și apoi după asta m-am dus la Talmaza cu Ghea Vasile și apoi am venit târziu. Undeva ai fost și fost în jur la 1. Uh-huh. De atunci când ați dus mielul, pe cine ați văzut acolo, la iază? Mitrea nu era, Ani și nu știu precis era, Tolea era. Care tot? Gorba. Uh-huh. Da, el nu știu cât a șezut acolo. Ghiatolea, Vieru era. Mai erau doi băieți, dar nu-i cunosc așa și nu era. Adică să-i văd, poate și știu. Uh-huh. Tot e cu dânsă și așa. În seara respectivă, cu Sergei Velicicu, la iaz l-ați văzut? Mm. Niciodată pe dâns la iaz nu l-am. Dar despre Anatol Vieru, ce-mi puteți spune? Cum e el ca om? Cum? N-am avut niciodată nică cu dânsul, adică pe la iaz, când ne întâlnim, nu...
trebuie de prins pește, prindem, dacă spune că nu trebuie, znači nu trebuie. Așa, cel puțin ne-a confirmat cheful și că a dus el miel acolo, da? Ceea ce ai spus tu mai devreme. Ne-ai spus că ai vorbit cu o femeie, da, care cumva ți-a confirmat, ți-ar fi confirmat că... Că în seara aceea... Sergiu a fost Sergiu la Iaz? Sergiu a fost la Iaz, da. Ți-a spus-o chiar ție? Chiar mie mi-a spus-o. Și când am întrebat-o, zic că, uite, dacă... Poate merge în judecată, să confirme în judecată, pentru că este, sunt niște versiuni. Și ea a început să motiveze care copil mic, la care eu i-am spus, zic, eu vin cu mașina mea, te iau la judecată, te aduc cu mașina. A început să motiveze că vrea să plece la soț în sat, adică să se mute din satul Coșcălia. Deci a găsit orice motiv, da, ca să nu ca meargă. Să nu meargă la judecată. Dar zi-mi, rog, cum ai ajuns tu la această femeie să o întrebi de ce le-a întâmplat? Eu am citit din dosar, adică eu tot sunt din satul Coșcălia și adică o cunosc... Nu atât de bine, dar o cunosc. Cine e ea, cine sunt părinții ei și am plecat la ea acasă. În fine, să văd. Și așa și n-am mai ajuns. Nici în fața polițiștilor această femeie, nici în fața... No, mai exact, da, în fața polițiștilor a ajuns. A ajuns, da. Dar mai departe când, nu. Când eu i-am spus să meargă la judecată, adică a început să motiveze și asta mi-a strânit niște dubii. De ce nu vrea? Dacă știe ea, de ce nu vrea să meargă? Hai să vedem acum ce le-a spus această femeie colegilor mei. Atenție, Lecă. Dumneavoastră, domnul Anatol Vieru, v-a spus că l-a văzut la Iaz și l-a alungat de acolo pe Serghei. Da, ați spus așa ceva? Da, da, da. Dar când v-a spus el atunci? Ia să pe nu mai țin eu minte cam când priblizit, nu așa. Și văd că m-am marticat de la magazin și atâta și nu a spus nici... Eu mai departe nici am avut legătură cum... Da. N-am vorbit pe tema asta nici și nu a spus nimic, nu și nimeni l-a spus, vorbi, că e pe ca, ca Dumnezeu, și ești la mălungată și ori de la Iaz și atât. Și mai departe... Adică domnul Anatol Vieru zice că l-a alungat de la da, Iaz da, pe... Da, da. El totuși a ajuns la Iaz. Da, așa ceva, că vreodată că a ajuns la Iaz și așa și mi-a spus nicum, ai stia eu nici... Ceva că l-a alungat, al da, e drept, da, nu-i drept, dar eu... Da, pentru și eu să mint că dacă am și eu copii și nu știu eu și ce să fie cu dânsul. Asemenea mărturii, ca regulă când îți faci trimitere, n-ai văzut tu cu ochii tăi, dar din spusele cuiva, ca regulă trebuie să verifici sursa inițială de unde au parvenit aceste informații. Deci, ca regulă, acum, organul de urmărire penală, aflând despre o probă nouă, precum că Vilecicu, adică victima, a fost la Iaz, trebuie să interogheze arendatorul acestui Iaz. Și dacă el... nu confirmă ceea ce a spus doamna, proba ei o zburată în aer, parcă nici nu exista. Când s-a întâmplat tragedia, s-a dispărut Serioja, v-a spus că de vineri, dar m-am presimțit că ceva s-a întâmplat, dacă nu era telefon disponibil. A doua zi sâmbătă, l-am sunat la polițist, a zis că nu-i treaba noastră, sunați la 112. Pe urmă l-am găsit pe proprietarul Iacob, mi s-a spus că eu nici nu știem că domnul ăsta... Anatol Vieru. Și i-a găsit telefonul și l-am sunat. Și el mi-a răspuns. Eu, nu, asta era sâmbătă dimineață, eu nici aseară, nici azi dimineață, nu l-am văzut. Eu acolo. Dar de... Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Ziua când l-au găsit pe Vilecicu Serghei, în ziua aceea au și plecat la mare. Toți cei ce ne-au fost bănuiți nu sunt acum de găsit. Nu mi-ești o voce mare. Uite, noi considerăm că este implicat cu tare și cu tare. Din dosar sunt două concluzii. Că ar fi omorât, că a avut amantă de rudele amantei. S-a ajuns la urechile mele. A stat de vorbă cu dumneiei. Eu personal. Nici da, nici nu. Pe urmă a stat de vorbă cu Serioja. Te rog frumos, nu spune viața în pericol, nici a ta, nici a lui. A dat a fost cu mult până în soare și cu mult până la tragedie. În seara aceea... Sergiu a fost Sergiu la Iaz. Sergiu a fost la Iaz, da. Acolo a fost prezenți mai multe persoane la care s-a tras și năvodul.
versiunile care au apărut acum în atenția noastră, de fapt, sunt niște versiuni, unele par destul de neverosimile, de greu de acceptat. În primul rând, relația asta care se presupune că a avut loc și asta ar fi cauza decesului lui Serghei. Știți, câteodată, când oamenii vor să manipuleze, apelează la niște strategii de evitare. Aduc în evidență alte lucruri, alte fapte, ca cele care cu adevărat contează să fie pe planul secund. Și atunci oamenii se agață de zvonuri, de versiunea nouă apărută, astfel încât cei care cu adevărat au comis fapta să fie cumva lăsați într-o parte. Al doilea moment, deci la Iaz, dacă s-a cumpărat un miel și s-a planificat un chef, acolo n-a participat doar un om. Întotdeauna la chef participă mai multe persoane. Era atât de complicat ca să fie interogați toți participanții și până la urmă există diferiți oameni și nu mă refer neapărat la presiune, dar la interogatoriu se putea de aflat adevărul, oricum cineva din ei avea să spună versiunea corectă a lucrurilor. Stanislav, dar știu că acest arendaș al lacului ar fi participat la căutările lui Sergiu. Nu, aici Gorbantolea a mers la căutări. Dar celălalt nu a fost. Arendașul, nu, Anatol Vieru. Numai Gorban Anatoliu a fost așa la căutare. Gorban Anatolie, acela care a participat și la cheful cu mieluțul. Care zici, Maria, care zici că cumnatul ei. Aha. El cumva v-a ajutat la căutările fratelui, dar el nu a pomenit cumva dacă l-ar fi văzut la Iaz? El vopșe nu greie cu... nu greit de vorbile astea de la Iaz, la... Nimic nu a zis, nu a povestit. Nimic nu a spus. Dar, doamna Zinaida, după mormântarea lui Serghei, am aflat că fiul dumneavoastră mai mare ar fi avut un conflict cu arendașul Iazului. De la ce a pornit conflictul și de ce după mormântare? Ceva... ia ca nu pot să vă lămuresc că Ruslan l-a chemat să vină la noi, pe Anatolii, Vieru. Așa. Sâmbătă. Noi a fost a doua zi la tămieț, după masă el l-a chemat pe Anatolii, asta e. Și nu știu de ce Ruslan nu a avut răbdare, nu știu care e situația, că el o lucrat chiar a servit, mă rog. Dar de ce l-a chemat pe arendașul Iazului la... ceva, vă spun cinstit, că el a zis că are niște, nu știu cine, nu știu ce, nu știu cum, și el trebuie să discute cu Anatolii. Și Ruslanul a luat mașina lui și cu un băiet acolo din mahală, că Ruslan era servit și pe urmă, după cum am înțeles, el a fost de vale. În timpul ăsta, când la vie o casă s-a dus și n-avea răbdare, dar el, Anatolie, a venit la noi, a venit să discute, dar Ruslan de nu era. Și el s-a dus, Anatolie, eu am vrut să vorbesc eu cu dânsul, să întreb acolo care e situația. Haideți să auzim ce ne-a povestit Ruslan despre această ceartă. Atenție! Eu... după ce am mormântat, mă rog, fratele meu, l-am sunat pe dâns că eu am venit la mare. Ei au fost, pur și simplu, de 2-3 zile la mare. Am strigat la poartă, eu și femeia lui la colț, Tolia este acasă, Tolia nu e acasă. Eu încep să tremura, cum? Mă rog, știți, ca în isteric, s-o spărie de ceva. În casă s-o pornit o isteric, acolo eu, în primul rând, n-am intrat în casă. Într-a doilea rând, eu n-am nici omor, ori să fac ceva, dă-mi-te rog, numai, și aici am strigat eu, zic, numai nu vorbi, te rog frumos, nu în prezența mea. Eu m-am fugărit din o gradă, s-o primit și după asta, știi, 15 minute, poliția era în sat. Deja de-am mă căutau pe mine, el era în drum. Eu în drum am apăchit dânsul, bună seara, bună seara, zic, păi, Tolia, tu poți să-mi spui în față, păi, știi, când îmi spui ceva, m-am apăchit Dimitrianu, și am spus, știi, să aceleași vorbi, așa, nu știu, zărădeu, pentru că știți omul când are o panică oricare, se schimbă și la ochi și la glas și Mitreanu îi fugeau ochii într-o parte. Tolia Vieru era mâncarea sărit, să vă spun drept. Normal că nu mi-a răspuns nimic, eu deși și trebuie să știu. Numai așa o dat din cap, da, tipa vorbesc. Și nu am și discutat, am strigat la poartă,
mă rog, pentru că eu l-am sunat pe dânsul, de că eu vreau să te văd pe Anatol de ieri. Știți că așa vorbea lumea, așa vorbea lumea, știți, prin furișul. Și că eu nu te învinovătesc tine că tu l-ai omorât, dar tu, în orice caz, ești, poate știi ceva, dar nu vrei să spui. Asta au fost cuvintele mele. Deci, până la urmă, Ruslan a plecat ca să afle dacă Anatol știe ceva de moartea lui Sergiu. Ceva lui, nu știu, cine i-a spus... Dar e adevărat că s-a ales fiul dumneavoastră mai mare și cu un dosar penal după această mai, ceartă? Mai. Dar eu pus în pasii și s-a împăcat. Înapoi, dacă ușa, ne-a unit împreună cu Anatol Vieru. Marie, știm că tu îi cunoști pe bărbații despre care povestea Ruslan. Ai discutat cu ei? Nu am discutat nici cu unul din ei. Îl cunosc pe Anatol, îl cunosc pe Mitrian, îl cunosc pe Aneș. Și în ziua când l-au găsit pe Velici cu Sergei, în ziua aceea au și plecat la mare. Și asta ți se pare straniu? E foarte straniu, pentru că Ioan Aneș niciodată nu a plecat din țară, niciodată nu a fost la o mare, știind că nu stă el bine, să zicem că trăiește bine să-și permite să ducă la mare. În ziua respectivă, el a fost și s-a împrumutat cu bani și a plecat la mare. Tu știi și despre acest împrumut, da? Da, eu ca știu, da. Dar cine i-a împrumutat bani? El a fost la stână, la Oleg Leșan, să se împrumute cu bani. Așa, Oleg Leșan, proprietarul stâinii din sat, ne-a povestit că în ziua în care a fost descoperit cadavrul lui Sergiu, el i-ar fi împrumutat bani unuia dintre bărbații care au plecat la mare în acea seară. Iată ce ne-a mai spus. Am înțeles că Mitrianu Gheorghe a împrumutat la dumneavoastră 500 de lei. La 500 de lei este, mă rog, întrebat dacă am să-i dau astea, dar ei în seara și așa s-au dus la mare, împreună cu Vieru. Și el m-a sunat pe telefon, mă întreabă, n-ai să-mi faci ghinii? El a cerut mai mulți, dar eu zic că n-am mai mulți. Că zic, cine știe cum ne-a daie și apă acasă tot trebuie, ori cine știe și mai iesă. Și zic, 500 de lei asta dă. Și eu am luat de la omul și ăla, am luat și apiu când am venit acasă, i-am dus lui Gheorghe Nitrea. Adică am auzit că s-a dus împreună cu băiet, cu Vieru. Dar atunci srazul nu l-a întrebat. Vierul ăsta cine-i? Arendașul Iazlu. Anume arendașul Iazlu, dar el ce nu avea bani să-i împrumute el? Nu, eu vă spun de Gheorghe Mitrean și mai ales de Ion Aneș. Adică este o familie mai... Nu își poate el permite săracuță? Da, să ducă lucrează la el. Cumva la Iaz acolo, la Vieru? Nu pot să spun. Știu că pleacă pe la Iaz. Adică ei în seara aceea erau la chef. Adică și Aneș era și... E unul dintre cei care Gheorghe... au mâncat miel, da? Da. Adică toți erau prezenți la mielul acela care în seara aceea a fost acolo. Și peste 5 zile când se găsește când cadavrul lui Sergiu, da, ei brusc pleacă la mare. Pleacă la mare. Și încă e foarte straniu că Stanislav a spus că erau urme de mașină, iar a doua zi a plecat Stanislav și nu erau urmele de mașină. Erau ostupate de amul. Era iarbă și erau ridicată iarbă. În data de 28 august 2018, arendașul Iazului ar fi plecat la mare, în Ucraina, împreună cu alți doi bărbați. Haideți să vedem ce ne-a povestit unul dintre aceștia, dar și soția lui. Atenție la ecran. Apoi a fost la mare, a fost. La mare s-a dus? Da. Om și-a luat, la mare l-a luat, da, și nu știu. De fost mai bărbat, s-a fost mai, eu n-am fost. Eu cu ce să-l scop cheia acasă? Da, o să mă duc la mare, să duc. Soție sau eu la mare? Da. Ascultă. Acolo a fost, nu mă întrebăieți. Nu ducem la mare, să ne odihnim alec. Și l-am fost, două zile și a treilea zi am venit înapoi. Dar cine a fost cu ideea că să plecați? Asta... Ghetolea, cartovarul. Da, prieteni eram. La dânsul eu luam și bani la procent și la ce și cheldă și bani la procent. Dar eu nu-s vinovat. Deci... Și m-a dus la Chișinău. Mi-a spus, haideți la catedrală și pun niște icoane în mână, dam la catedrală, la Chișinău, am spus, pun mâna, că eu nu-s vinovat, n-am făcut eu așa chestii de azi. Că eu, că acolo au venit mai mulți și niște ieri și stau. Mă lăsa doi și veneau alți doi iară. Cu noi am fost în trei. Cu cine? Cu domnul Anatol și cu mine și cu mătru Gheorghe. În trei am fost la mare. Aha. Încă am fost la bord, așa ești l-o scos, când
L-am scos din goar, eu încă nu am aprochet. S-a dus cu mătru Gheorghe, a ajutat și la frânghii, s-a râdit. Dar nu vă pare stran acum că a fost reținut aici, doamna Anatol Gorban? Eu nu cred așa așa. Și-a Dumnezeu, mă rog. Măi, pa cineva și-a făcut ăsta, cineva are și de bani cineva, îl ascunde și eu nu știu ce faci. Pupși pământul, ia ca pupși pământul, eu nu cred să fac cu el așa ceva. Asta, dânsul l-a spăsit, ăsta l-a... Nu știu cum l-a luat, rebii, nu știu cum acolo, cum au reorganizat ei. El în ziua aceea, când... De-am când a rămas tipa ultima... cum căutare, de-am când stintoși la groapă acolo, Mitreanu Gheorghe, o dă scadem, ia că acolo n-am fost în deal. Acolo este o groapă. Unul din ăștia trei care au fost la mare și era așa ăsta care m-a vorbit și așa. Mitreanu Gheorghe erau. Și noi când ne pornim, Mitreanu Gheorghe a zis că eu mă duc acasă, că am de primit niște de astea, injecții. Și s-a dus cu dânsul. Ei amândoi s-a dus. Și de-am după și noi l-am găsit pe Serioja, de-am noi l-am scos. Mitreanu am văzut de-am asta la... de-am Serioja era scos, de-am la mal, cum... Așa? La pământ, de-am, noi l-am scos din groapă și Mitreanu a venit atunci la urmă. Și cum se comporta el când l-a văzut pe Sergiu? Vă spun cinstit, n-am tras eu atenția, de-am singur, cum... Vă închipuiesc cum când l-am găsit, eu nu în vedem... În ce stare erai tu, da. Nu vedem nici pământul, nu că pe... Nu-ți amintești, înseamnă nu, că ce reacția... Nu, eu ți-am amint când era Serioja jos, când după ce l-am scos, ei au venit, Mitreanu. Dar pe ani nici nu l-am văzut. Dar de la ce au venit, dacă deja l-ați scos, l-ați găsit? Eu cred că au auzit că l-am găsit. Cred că așa au venit. Marie, dar revin la întrebarea mea. Ce te mai face să crezi pe această versiune că, uite, Anatol, acest arendaș al Iazului, el ar fi fost implicat în omorul lui Sergiu? Ai și alte detalii? Din câte știu, Gheorghe Mitreanu, Ion Aneș, dacă ei servesc, sunt persoane conflicte. Adică eu nu spun că anume Anatole, dar mai este care povestește că s-a dus la el după roșii și a văzut mașina murdară și l-a întrebat, ce e cu mașina ta? Ai dus băligar? Ce ai dus cu ea? Că e într-o stare urâtă. Și el a început ceva să eschiveze, să ce treabă mai ai. Mm-hmm. Noi am vorbit și cu această femeie. Haideți să vedem despre ce detaliu și-a amintit ea. Atenție. Am citit niște informații precum că ați fost și ați cumpărat roșii de la el. Și ce ați văzut atunci? Cum n-ați ajuns, cum e Tolea mergi la Olanda, că fără sfet, dar el a zis, cum e sfet, că este sfet. Și l-a dat mașina în obraj, a prins ferele și atâta. Și mai mult, nu știu. Zic, da, oare n-au făcut ei, eu încă nu ne-am zis, dar n-au făcut ei și aga ei. Și atâta. Dar tot am spus ce-a fost și pot să zic eu, dacă eu nu știu nici, cum să mai am. Ce fel de mașină era? Roșie, că așa era, la vișinie ceva. O mașină vișinie? Da. Dar ce fel de... Niva? Da, Niva de asta. Stanislav, această femeie locuiește nu departe de voi, așa? Da. Voi ați discutat cu ea? Vouă v-a zis despre toate aceste detalii? Și că no. Mașina era în noroi și că nu i-ardeau luminile? Nu, noi n-am discutat cu dânsa, n-am discutat. Dar, iată, spune Maria că mașina lui Anatol ar fi fost murdară, dar era cumva ploase înainte? De nu, ce era... să fie? Era uscat, nu? Era uscat, nu. Și atunci, chiar dacă ar fi fost mașina murdară, ce ar înseamnă asta? Să presupunem că a dus, că deodată era versiunea nea că urmele de la mașină pe care erau acolo era de nivă sau de bus. Dar pe urmă, urmele au dispărut. Și adică este... Și lumea din sat, eu cred că știu mai mult decât vorbesc, dar se tem. De cine s-ar teme? De persoanele care sunt implicate în omor. Adică ei vrea să spui că cineva din persoanele suspecte, așa de influente în sat, că stemi lumea să vorbească? Da, sunt persoane influente. Păi de ce n-ai numit tu? Păi de ce eu să-i numesc? Numește-mi vocea mare. Uite, noi considerăm că este implicat cu tare și cu tare. Lasă poate organele de urmărire penală au auzit și s-au apucat de investigat.
Pentru că toți, atunci când a fost omorât Velicico Serghei, toți spuneau că Anatole Vieru e implicat în omorul Velicico Serghei, pe urmă la care toți au tăcut. Adică, dar inițial bântuia zvonul prin sat că chipurile arendatorul acestui iaz... Da, e implicat în omorul Velicico Serghei, la care, pe urmă, toți au tăcut, toți au liniștit. Dumneavoastră cunoașteți dosarul. A fost interogat el în timpul anchetei? A fost ca suspect, dar totuși... A fost scos? Da. A trecut poligraful? Nu. Nu, el a fost doar suspect și e foarte interesant. El este proprietarul iazului. În seara aceea a fost multe persoane și multe persoane sunt trași la adică au fost bănuiți și toți cei ce ne-au fost bănuiți nu sunt acum de găsit. Spune-mi, te rog frumos, uite, văzând dosarul, s-a încercat de către poliție să facă interpelare de a verifica repitorii prin sate. Unii și care antenă din sat îl prindea pe dânsul acolo, acolo se dă până la 15-20 de metri, depinde de sotele este a telefoniei. În regiunea Iazului a fost. Deci s-a interpelat totuși? Da. Și este antenele unii și care antenă l-au prins da, la ce sunt, oră? Sunt, da. Ultima oră unii telefonul a fost deconectat. Ce repitor l-a prins? Regiunea Iazului? Regiunea Iazului, da. Deci tot acolo este și groapa, De la Iaz groapa se află undeva la vreo, punem așa, la vreo, nu, un kilometru, poate. Straniu, foarte multe lucruri care dau de bănuit anume de mușumalizarea cărorva momente. Și aici e foarte straniu. De aproape 3 ani, oamenii legii încearcă să-i găsească pe ucigașii lui Sergiu Velicico. În vara anului trecut, ei au reținut 5 bărbați pe care i-au învinuit de crimă. Principalul martor din dosar este soția unuia dintre ei, Elena Gorban, care ar fi povestit în detalii cum s-ar fi întâmplat omorul. Ea ar fi dat declarații împotriva soțului, cumnatului și vecinilor săi. Acum însă, femeia susține că ar fi fost impusă de polițiști să dea declarații false. Noi am trimis numeroase solicitări la poliție și procuratură pentru a obține comentarii despre eventuale presiuni asupra martorului. Ce reacție am primit? Aflați mai târziu. Totodată, i-am propus Elenei Gorban să treacă testul la detectorul de minciuni. După mai multe ezitări, femeia a acceptat. Dacă minte sau nu, aflăm în câteva clipe. Dar mai întâi, haideți să vedem ce am reușit să aflăm de la soția lui Anatol Vieru, bărbatul care avea în arendă iazul atunci când a fost omorât Sergiu Velicico. Atenție la ecran. Nu fost, care poate și-a avut plângeri pe dânsul. Eu, dacă n-am avut treabă cu om, ce pot să spun despre dânsul? Am înțeles. Dar soțul dumneavoastră e plecat departe, aș vrea cu el să discut. Nu am treabă de uște, de mari discuții deloc. Chiar am treabă. Dar cunoaștem că atunci când a fost cazul ăsta în 2018, inclusiv și pe soțul dumneavoastră l-a audiat. Păi da, într-un fel s-a uitat după ea, dar doar s-a uitat că nu era acolo. Acolo e nepotul ea, că el a venit amul și a dat refuz de iazul. Și ala că primăria așteaptă numai să le plătească bani. Dar de iazul și ala nu scotea nimeni nimic decât numai cheltuieli și astea. Și el acum a venit și-a dat refuz și a rămas ca primit satul tăți pești care și cum vor. Soțul dumneavoastră atunci tot a fost audiat, a trecut și testul poligraf când... Este totul trecut, l-a trecut pe unde trebuie, adică neplăcere mare, care mi-a intrat și în casă fără să mă întrebi și fără să fie dovezi care am putut și eu să dau plângeri, că nu se face așa. Deci Anatol de mult este plecat? După arest, adică după ce i-au arestat, a plecat în Germania, dar să înțelegeți că el... După ce i-a arestat pe ăștia cinci, el trăia, da, el o ducea foarte bine. El înainte lua persoane la Rusia, îi plătea, nu că nu îi plătea, îi plătea și dădea bani la procente, tot satul lua bani la procente, iar acum el e plecat ca simplu muncitor în Germania. Și? Mie mi se pare că el fuge de... De răspundere. De răspundere, da. Cum poate să fugă de răspundere dacă l-au scos sub urmărire penală? Asta e, da. L-au scos de sub învinuire, dar totuși... Sau considerați că a dat toți banii care îi avea? Eu presupun că el a plătit foarte mulți bani, dar cui și cât, nu vă pot spune. Mă tem. De ce sau de cine?
de mine te tem că zici când mă îmbăt că să nu vin la tine să te ușit, doar să te violez. Că i-ai spus lui Tolea tău, dacă mă mai bați, mă duc la poliție și te spun cum l-ai ușit să le duci în Velici Condeal. Da, el era rău, băiată, băietul mea tale, că da, el s-a minat de fete. În seara de 23 august 2018, Sergiu Velicicu a fost la voi acasă.